Începem direct. Salutare și bine ați venit la episodul cu numărul 5 din Gossip Podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Lucian Dinescu. Salutări, salut! As known as Iceman Lucky. Lucky. Exact. Bun, hai să-ți explic puțin. Eu vreau să structurăm oarecum în două părți. Prima dată îți vorbim despre tine, Lucian Dinescu, și apoi despre această persoană pe care ți-ai creat-o, Iceman Lucky, da? Ok. Bun, spune-ne tu în două, trei cuvinte cine este Lucian Dinescu. Lucian Dinescu, am 25 de ani, m-am mutat în București acum 3 ani, am trăit în Timișoara, acolo m-am născut și în mare parte în acest moment sunt soț, tătic de un an și jumătate. Felicită. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și da, un om normal, cu un daily job care se mai ține și de pasiunea lui, să zic așa. Ce faci ca daily job? Lucrez la Oracle pe customer support. Am înțeles. Da. Și ai timp și de pasiune? Am timp, nu am timp să dorm, dar dorm cât pot, când apuc, dar e ok. Da. O să mai pun o întrebare legată de tine. Cum îmbini? Cum reușești să îmbini pasiunea, familia și jobul și să mai ai și energie? Da, să știi, e destul de greu, sincer, dar în sine trebuie să ai un time management foarte bun. Am avut norocul ca atunci când stăteam în Timișoara să am foarte multe activități, mergeam la școală, făceam dansuri, făceam sală. Și erai obișnuit oarecum. Și eram obișnuit, da, să-mi împart timpul. Și în mare parte e totul planificare. Ca să poți să faci asta, trebuie să ai o planificare foarte bună și să te ții de ea, să spun așa. Este puțin monotonie, dar dacă reușești să faci asta, reușești să ții ambele, să fii și tătic și să ai și job, să faci și streaming și toate cele. Am înțeles. Și cine este Iceman Lucky? Iceman Lucky, să mă prezint așa, cred că streamer de League of Legends, toată lumea ar știe asta, cei care se joacă League of Legends cel puțin. Comentator de aproximativ 3 ani, am comentat absolut toate turneele naționale de League of Legends și cam toate turneele principale, da. Și în mare parte, da, streamer pe Twitch, am între 5-6 ani, cred că 5 ani și jumătate. Și nu știu, în mare parte partener de stai să mă gândesc, asta trebuie au trecut cred că 3 ani. 3 ani, partener, da, da. 2 ani jumate sau 3 ani. Nu am nu mai țin. 2 ani jumate sau 3 ani, undeva pe acolo, okay, da, oricum, da. Când ai pus prima dată mâna pe un PC? Îți mai aduci aminte? Mamă, da, am fost puțin norocos, aș putea spune, pentru că părinții mei au cumpărat primul calculator undeva prin 98 sau 99, când abia apăruseră calculatoare, erau foarte scumpe, erau cât o mașină calculatoare de pe atunci. Bine, okay. Și acum, dacă stai să te gândești, sunt niște calculatoare care sunt prețul unei mașini, dar da, cam prin 98-99 am avut primul calculator. Țin minte că mă jucam FIFA 98 pe atunci, erau minioni acelea, da, mici care se plimbau, da, exact. Și cred că de aici a venit și pasiunea în sine, de la având calculatorul atât de devreme și testând anumite jocuri și jucându-mă, clar că, da. Apropo de jocuri, ce jocuri ai jucat până să ajungi la LoL? Până să ajung la League of Legends am jucat Dota. Da? Da, de la Dota m-am mutat pe League of Legends. Atunci când a fost tranziția, când a apărut LoL-ul și nu mai plăcea lumea. Exact, da. Adică în momentul în care a apărut League of Legends, Dota era cunoscută, era foarte jucată, numai că exista deja o saturație, să spun așa, în sensul în care jucătorii se săturaseră de comunitate, se certau între ei. Țin minte, de exemplu, nu știu, tranziția dintre jocuri pe care am făcut-o a fost la un LAN, mă duceam cu prietenii să mă joc Dota, făceam all night long. Mm-hmm. Da, știu. Și da, și la un moment dat m-am pus, nu aveau calculatoare, m-am pus undeva și lângă mine se juca cineva League of Legends. Și mă uitam și zic, stai că ăsta e ca și Dota, adică arată mai bine. Era animat, era mult mai animat decât Dota, dar arta exact la fel și mai țin minte că se juca Shaco, dacă știți campionul. La Dota, de exemplu, nu puteai să pui nimic jos pe teren. Doar Mine era un campion care își dădea suicide în ei și punea și mine pe jos. Așa, Techies, da. Doar Techies putea să pună mine pe jos și aici în League of Legends văzusem că Shaco punea o grămadă de boxuri din acelea și eram, ce e asta, ce cu MOBA-ul ăsta, așa. Și atunci mi-am făcut băieți un cont de acolo, pe care încă l-am, este main-ul meu, da? De acolo el l-a făcut, da. Și din cauza asta așa m-am mutat. Înainte de Dota m-am jucat Nine Dragons, nu știu câți dintre ei știu. Nine Dragons e un fel de Metin 2 pe vremea asta, okay. Dar era mai vechi și era cu
ceva lupte, era foarte ok, adică îmi plăcea, lupte marțiale era, cu Shaolin, okay, cu da, exact, templari, lucruri de genul acesta. Și ce-am mai jucat? CS. CS 1-6, pe care toți, da, cred că toată lumea l-a jucat. Toată lumea l-a jucat, exact. Și FIFA, din când în când. Și cu stream-ul, când ai luat ideea de, când ai luat contact cu stream-ul? Când ai văzut prima dată, primul live, nu știu. Primul live. Mi-aduc aminte, aveam cred că aproximativ 2 ani de când mă jucam League of Legends. Aveam o echipă cu care participam la evenimentele locale, jucam la turneuri și așa. Și știu că unul, eu mă jucam AD Carry sau Jungler am pe atunci, nici nu mai țin minte. Și suportul nostru se uita pe Twitch, urmărea Twitch-ul, numai ce se mutase Justin TV, se transformase în Twitch. Da, în Twitch, dacă, da. Da, exact. Și se uita la un main de Singed, nu știu dacă știi campionul. Ideea este că era un băiat, avea undeva la 11.000 de viewer pe atunci, Searches era numele lui. Și era numărul 1 în lume cu 2 campioni, care e un campion care doar lași o travă în spate și fugi. Pur și simplu, da. Și era foarte fan să urmărești pentru că te uitai cum ceilalți fug după el și mureau între timp, știi? Da, da, da. Și de acolo am întâlnit ideea de live streaming, apoi cred că aveam undeva pe la 20 de ani când am început asta. Și am început-o pentru că primisem, ideea este că am avut un calculator foarte devreme, numai că între timp, prin anii 2000, părinții mei nu mai au avut bani să-mi upgradeze calculatorul. Da. Și tot timpul am avut calculatoare, adică prietenii mei aveau o super calculatoare, cum ar veni i9 acum i7 și aveam un i3, să zic. Aha, așa. Am înțeles. Da. Și când am făcut 20 de ani, părinții mei mi-au făcut cadou un calculator care ducea stream-ul. Adică puteam să fac stream. Și de aici ai zis, hai să încep. Da, și de aici am luat, mă uitam la Searches cu prietenul meu și spunea prietenul meu, măi, dar acum ai calculator bun, adică aveam, era un i5 pe atunci, era foarte mare acum 5 ani de zile, era destul de scump. Și a zis, de ce nu încerci să faci tu stream pentru România? Nu mai erau foarte mulți români, nici Creative Monkeys nu erau pe atunci, nici, nu știu, Zombielow, cine mai mare pe Twitch. Și atunci am zis, nici nu aveam tragere să mă joc foarte mult, pentru că îți dai seama, mă săturasem, aveam 2 ani de League of Legends, cred că aveam 2 ani de Dota și deja câștigurile erau un turneu, două turnee locale la an, să zic așa, și nu mai era foarte mare atracție și am zis, hai să încerc. Am stat la 2 viori, cred că o lună. Am înțeles. A fost destul de greu, dar da, a fost... Și dacă tot zici de viori, care a fost motivația ta? Ce te-a împins să continui? Mai sincer nu știu. Ideea este că în momentul în care am început să fac stream, am avut destul de puțin viewer. Am început de la zero, asta e clar. Adică nu aveam în spate niciun background să fi fost jucător profesionist național, să mă fi cunoscut lumea. Adică nu eram nici măcar Halo. Dar pur și simplu interacția între oameni, în sensul în care în momentul în care am început să fac stream, la aproximativ 3 luni, am mers la un DreamHack în București. La acel DreamHack am văzut cât lume este și mi-a plăcut foarte mult și cred că de acolo, exact, am simțit potențialul și de acolo cred că am avut și tragere, am cunoscut ceva lume la DreamHack, am început să am din ce în ce mai mulți viewer și cred că așa am crescut, din cauza evenimentelor în sine. Și atunci cum era streaming-ul, înțeles? Adică se vedea potențialul în el, era la început, lumea nu prea știa, cum? Da, într-adevăr, lumea nu prea știa, mai ales fiind Twitch, ești puțin sceptic. Când auzi Twitch, știi cum e, te uiți și spui, ah, e un site din acela, nu știu dacă să intru să-mi fac un cont pe el, nu știu dacă e bine. Dacă ar fi fost probabil YouTube pe atunci, YouTube Live era mult mai puternic, să spun așa, dar în sine creștea. Adică când mă duceam la cineva și spuneam fac stream, cam știau despre ce este vorba deja, era în creștere. Atunci a început să crească destul de mult. Și acum cum e? E din ce în ce mai înțeles? Da, acum e din ce în ce mai înțeles. Sunt comunități din ce în ce mai mari, e și competiția mult mai mare, adică a apărut și YouTube Live și Facebook vor să facă un live de gaming, dedicat pe gaming, exact, da. Dar da, clar crește, clar este în creștere și este din ce în ce mai cunoscut. Apropo, de ce ai ales Twitch-ul și nu YouTube-ul? Tocmai din cauza asta, pentru că am început să fac acum 5 ani de zile. La 20 de ani nu prea știam să, nu prea aveam treabă cu partea de editare video. Având în vedere că eram în Timișoara pe vremea, adică nu eram aici în București,
eram așa, printre prieteni nu se prea cunoștea, nu aveam pe nimeni să știe să editeze video, să-mi arate cum se face asta. Să pui mâna pe un program pe atunci de editare era destul de greu, în cazul în care nu îl piratai și aveai și atunci probleme cu el și da, să nu discutăm despre asta, să zic așa. Da, da. Da? Dar, da, cred că din cauza asta, pentru că nu puteam să fac treaba, adică să editez eu însumi și atunci am mers pe partea de live streaming pentru că era și o interacțiune mai da, bună. Da, asta îmi place și mie foarte mult. Da, exact. Și dacă stau să mă gândesc, să știi, dacă mă pun în fața camerei să fac singur ceva, cred că fac de 10 ori, trag ca să-mi iasă 10 secunde de montaj din cauza asta. Nu simt că e pentru mine câteodată, nu știu. Bun, și de ce nu faci și live-urile pe YouTube acum? Pentru că am văzut că există mai mulți oameni. Mai mulți oameni știu de live streaming și se gândesc direct la YouTube și nu la Twitch. Da, ideea este că am reușit pe Twitch să cresc o comunitate destul de mare. Și ideea este că acum ori e Twitch, ori e YouTube, pentru că am parteneriat cu Twitch-ul și Twitch-ul nu aprobă să faci live stream pe ambele, da, exact. Și cred că mi-ar părea rău, aș simți ca și când aș da cu piciorul la 5 ani de muncă, da, pentru a începe undeva unde poate nu este sigur că o să am succes, fiindcă totuși consider că viewerii de pe Twitch sunt diferiți față de cei de pe YouTube, adică se caută altceva pe ambele platforme. Am înțeles. Cum ți-ai descrie stream-ul în câteva cuvinte? Stream-ul, conținutul. Depinde în ce zi. Da, depinde în ce zi. Da, nu, în mare parte ceea ce am făcut și ceea ce am încercat încă de acum 5 ani să fac a fost să creez o comunitate unde să toată lumea să se ajute și toată lumea să se simtă bine. Adică nu m-am concentrat, de exemplu, să fac un stream de profi gamer, adică în sensul în care mamă ce bine joc eu, hai să vă arăt aici cum să distrugi tot în joc, nu. Am mers pe interacțiune, pe sociabil, tot timpul vorbesc cu toți viewerii care intră, care scriu pe chat și asta am vrut să fac, am vrut să creez o comunitate unde, de exemplu, să nu fie nevoie de moderator, să nu fie nevoie de cineva care să dea bani sau să stea tot timpul acolo să ok, să stai să exact. Stai să că poate intre cineva, exact. Și spune ceva. Și am reușit. Pot să spun sincer că acum după 5 ani de muncă sunt mulțumit de oamenii care intră pe stream. Într-adevăr, ceea ce îmi pare rău este că cu timpul am observat că lumea se retrage de pe Twitch, vin alte persoane noi, adică nu rămân pe un timp mai îndelungat. Nu sunt constanțe, exact. Dar este normal. Crezi că ești unde trebuie cu stream-ul? Crezi că lipsește ceva? E loc de mai bine? Cred că oricând putem spune că e loc de mai bine, orice ar fi. Lipsește probabil timpul pe care îl dedic, pentru că aș vrea să fac multe lucruri cu stream-ul, dar am un timp limitat, sunt și resurse limitate de asemenea. Cred că în mare parte ce mi-aș dori acum ar fi să cresc din ce în ce mai mult viewership-ul și asta mi este destul de greu pe Twitch pentru că este comunitatea mai restrânsă, nu este un număr așa mare ca și pe YouTube, dar sunt mulțumit. Unde este acum, sunt mulțumit și vreau să merg către și mai bine, desigur. Cum crezi că ar fi niște, care crezi că ar fi niște pași pentru a-ți crește viewership-ul? Un program fix? Cum? Da, să știi, un program fix contează foarte mult, numai că în momentul în care ajungi să crești și să ai din ce în ce mai multe evenimente și activități, este destul de greu să te ții de acel program. De exemplu, și mie câteodată, având familie, mi-este greu să mă țin de program pentru că automat poate, nu știu, soția mea vrea să facă ceva sau copilul meu trebuie să meargă undeva și atunci eu trebuie să fiu, de fapt, să fac stream. Și asta este destul de greu, dar pentru cineva care, să spun, are puțină mai multă libertate, da, un program de stream te ajută foarte mult și ceea ce încerc să fac anul acesta și cam aici am plecat cu ideea pentru că anul trecut a mers destul de slab streamul în sine, adică au scăzut și viewerii, au scăzut și evenimentele, am început să fac evenimente online. Adică evenimente pe stream, dedicate comunității, dedicate subscriberilor de pe Twitch și am început să prindă foarte bine, adică interacțiunea se simte că este din ce în ce mai mare asupra viewerilor. Crezi că se poate trăi numai din streaming în România? Cred că depinde aici geografic, depinde unde stai și depinde cât de mult consumi tu ca și persoană. De exemplu, în momentul de față, dacă aș sta cu părinții mei, să spun așa, da? Adică dacă nu ar trebui să plătesc o chirie,
și nu aș avea familie, copil, soție, aș spune că da, aș putea să mă întrețin cu stream-ul. Adică aș putea, de exemplu, să plătesc facturile și de asemenea să am și ceva de mâncare. Desigur, depinde și unde stai, pentru că automat dacă stai în București, Cluj, orașele sunt mai scumpe. Dacă stai undeva Caracal, Zombilău, așa, acolo poți să treci mai bine, să spun așa, cu aceeași sumă de bani. Am înțeles. Pe partea de branding, cum tu abordezi un brand, cum îl abordezi, cum vorbești, cum o sfătuiești un om? Da, aici e puțin mai complicat, pentru că cel mai important, am făcut facultatea de marketing și ce am învățat acolo a fost că cea mai importantă interacțiune atunci când te întâlnești cu cineva sau când faci afaceri sau orice altceva este când te vezi față în față cu acea persoană. Și mie mi-a fost destul de ușor să intru în contact cu toate brandurile, pentru că, după cum v-am spus, la 3 luni după ce am început să fac stream, am început să merg la evenimente și automat făceam cunoștință cu anumite persoane. Adică, de exemplu, la al doilea eveniment, la al doilea Dreamhack la care am fost, sau la Comic-Con, nici nu mai țin minte, am făcut cunoștință cu community manager de la Riot Games. Eu, jucându-mă League of Legends, automat am intrat, ne-am împrietenit și ne-am văzut la fiecare eveniment după, ajungând la un moment dat, crescând cu stream-ul, să fac și activități cu el. Făcând activități cu el, automat intri în contact cu alte branduri. Da, și tot așa. Cam asta. Este, da, este un link, trebuie să cunoști o persoană, persoana potrivită, să spun așa, dar trebuie să fii de asemenea și foarte activ. Adică vreau să vă spun că am investit, eram la școală, nu făceam niciun ban, părinții mei au investit destul de mult ca să fiu prezent la evenimentele acestea, pentru că nu le plătea nimeni altceva decât părinții. Da, da. Deci ai avut suport din partea celor apropiați, nu? Exact, la da. Început. Părinții mei erau puțin sceptici, dacă am mai făcut câteva stream-uri cu tatăl meu și întrebau, asta întrebau și Viorel, l-a susținut pe Lucian, ce credeți când faceți stream? La început știau că mă joc foarte mult, le-am spus că încep să fac stream, nu prea înțeleg, ei nu sunt prea sunt cu tehnologia, chiar dacă sunt destul de tineri, tatăl meu are 50 de ani, adică nu e... Mulțumesc! Mulțumesc la fel, mulțumesc frumos! Tatăl meu era sceptic, dar în momentul mai țin minte, făcusem, chiar pentru stream, făcusem un card. Nu am avut card bancar până atunci. Și am zis, da, am făcut undeva la 2 luni sau 3 luni stream fără donații. Nu aveam nici subscriber, că făceam pur și simplu de plăcere. Asta era ca să interacționez cu lumea. Și lumea îmi spunea, hai puneți card, hai să facem, să faci donații, hai că vrem să te ajutăm, să nu știu ce. Și mi-am făcut un card și știu că la prima donație am făcut 1 euro. Prima dată. Când a venit tatăl meu, tot timpul venea în fața casei, a deschis geamul, am făcut prima donație, țipam, am făcut. Păi cât ai făcut? Tatăl meu făcea, avea o firmă, dar îți dai seama, făcea niște bani. Da. Cât ai făcut? A făcut 1 euro. Aoleu, făcea cu 5 lei, ți-i dădeam eu unde, el râdea. Dar înțeles. A văzut, asta spunea el în live-ul de aceea, spunea că a văzut bucuria pe care o aveam făcând primul meu ban din asta și e foarte important să faci bani din ceea ce îți place, e cel mai frumos lucru probabil pe care poți să-l faci ca și afacere. Da. Și m-au susținut, adică tot timpul tatăl meu și mama mea au fost lângă mine și acum dacă ei aș spune să facă stream-ul în locul meu, ar face ei în locul meu doar ca să se mențină. Da. A, deci ușor ai combinat pasiunea ta cu business, adică consider că stream-ul tău poate să fie considerat și un business acum. Da, da, clar. Clar, cel puțin în momentul de față, în ultimul an, vreau să spun că ultimele 2 săptămâni, știi că am și vorbit ca să facem interviul în sine și am tot amânat, pentru că e un business deja, ajungi să mergi prin fel și fel de locuri, să vizitezi, să întâlnești din ce în ce mai mulți oameni, dacă vreau să discutăm, am un eveniment foarte mare în septembrie și aici ăsta este cred că picul pe care aș vrea să-l ating și să reușesc să-l fac, știi ce despre zi? Ce e vorba? Despre ce? Este vorba despre un festival în Timișoara. Este un festival de muzică, tehnologie and art, adică nu se ocupă numai de parte de gaming. Este făcut de, culmea, uite, fiindcă tot vorbeam dacă e un business, este făcut de prorectorul universității la care am terminat eu. Da, ce tare! Da, și el, prin anumiți oameni din Timișoara care mă urmăreau și mă știau sau cu care am fost colegi la facultate, a auzit de mine și el m-a contactat. Ce tare. Da, și m-a invitat să fac toată partea de tehnologie la festival. Este un festival care se ține pe un aeroport, pe aeroportul vechi din Timișoara. Ce tare. Adică da, este foarte mare și are extrem de multe activități, sunt niște invitați foarte, foarte fain, da. Și picul meu
Aici ar fi pentru că am mai făcut, am mai organizat evenimente, adică evenimente, nu știu, un stand la Comic-Con poate să ajut la activitățile standului sau anumite evenimente online, offline, dar să ajungi să faci un festival și să te ocupi de toți, toate brandurile, toți sponsorii, e deja business și deja, da, implică total, total altceva, e alt nivel. Și în afară de acest festival, ce ne mai arată viitorul? Ce planuri mai ai? Multe. Sincer, aș vrea să, cel mai, nu știu, cea mai mare dorință a mea în momentul de față este să ajung la campionatul mondial de League of Legends. Adică fie că ajung, probabil nu cred că o să se ajungă în România să meargă cu ceva acolo pentru campionat, dar vreau să ajung ca și spectator, am mai fost odată acum 3 ani sau 4 ani. Dar asta îmi doresc pe partea personală, pe partea de streaming, avem un Transilvania Comic Con care o să vină și se promite să fie foarte, foarte mare pentru că este în Cluj, este la sala polivalentă și nu a fost prima ediție care se face acolo. Și desigur avem Bucharest Gaming Week care da, va fi enorm de mare, la fel se ține la Casa Poporului, adică da, cred că e cea mai tare locație posibilă pentru, pentru gaming în momentul de față în România. Nu știu dacă, hai să ne gândim, există undeva să-l faci mai fain decât la Casa Poporului? Bă, eu m-am obișnuit cu Romexpo, ideea de spațiu mare. Da, acum da, da, sunt da. Foarte curios ce o să fie la Bucharest Gaming Week acum. Da. Și probabil, eu stau să mă gândesc, poate Național Arena ar fi să faci pe stadion un eveniment da, așa. Da, nu? Fi mișto, nu? Mișto. Cum e stage-ul mare, mare. Exact, da. Exact, da, da, da. Ce sfat ai da unui streamer la început de drum? Oh, am primit întrebarea asta de foarte multe ori. Da? Da. Am tot timpul, cine vine și vede cam ce sfat. Ce vă recomand și e foarte greu, în primul rând, ca să fii streamer, trebuie să ai timp. Neapărat, streamingul îți va mânca cel puțin, nu știu, 12 ore pe săptămână, cel puțin, e minimul ca să poți să reușești să faci ceva cu succes. Trebuie să fii constant. Gândiți-vă că eu de 5 ani am avut pauze de 2 săptămâni, 3 săptămâni în care poate mai mergem într-un concediu, dar foarte rar în ultimul timp. Și trebuie să iei o temă, în sensul în care trebuie să-ți alegi, ok, vreau streamul ăsta să mă duc și să fac rage tot streamul și să mergi pe acea idee non-stop. Am să-ți crezi sau oricum un profil. Exact, exact, trebuie să ai. Și desigur, ce recomand la toată lumea și aici există controverse, vă recomand să aveți un joc principal. Variety stream în România în acest moment, variety stream însemnând stream la mai multe jocuri. Mai multe tipuri de jocuri, da. Este foarte greu să faci pentru că fiecare joc are targetul lui și tu fiind nou în, cum să zic, în comunitate, este foarte greu. Adică o să te joci, nu știu, League of Legends o zi, o să ai 3 viewers, pentru că 3 viewers se urmăresc League of Legends. Dacă a doua zi o să te joci Dota sau FIFA, acei 3 viewer poate nu se joacă aceste jocuri și automat nu vor mai intra. Și o să-ți plece și un și o să-ți plece, da. Și atunci există și acea parte de monotonie sau de tilt, să spun așa, a streamerilor, în care vezi că faci stream, nu știu, o lună, două luni, trei luni și tu ai 5 viewer sau 3 viewer și nu-ți place acest lucru și te lași. Dar e greșit, v-am spus, eu am făcut, gândiți-vă, în momentul de față să faci cam 300 de followeri, cred că ți-a aproximativ o săptămână, două săptămâni de stream și faci acei 300 de followers. Chiar dacă nu ai un viewership foarte mare, i-am stat 3 luni ca să strâng 300 de followeri și aveam undeva la 5 viewer. Deci trebuie să tragi și cam asta recomand, să fiți constanți neapărat. Programul nu contează, sincer, am 3 ani de zile am făcut stream fără să am program. Există butonul de follow, butonul de notificare care îți trimite viewerii către streamul tău, dar trebuie să fii constant, să faci stream și desigur să ai un joc principal. Mi se pare jocul principal în momentul de față ca să crești este tot ceea ce trebuie. Am înțeles, dar nu crezi că trebuie să facă și altceva în afara streamului, propriu zis, să-și promoveze stream, adică să facă, nu știu, content pe YouTube? Da, să... sigur că da. Content pe YouTube poate la început nu neapărat. Se poate să strângă de pe YouTube, de exemplu, am avut, acum având 5 ani de stream, am avut o acțiune, cineva face video-uri cu streamer din România de League of Legends și am avut un boom foarte mare pentru că acea persoană a devenit YouTube, i-a ridicat, i-a boostat video-ul, a ajuns la 100.000 de viewers.
Și îmi veneau foarte mulți viewer la mine pe stream și te-am văzut pe YouTube, te-am văzut din pe YouTube. YouTube, da, 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 a avut exact, da, poți, se poate încerca asta, dar ce recomand este marketingul clar, adică marketing pe social media, trebuie să ai o pagina ta pe, de care să te ocupi și trebuie să promovezi, în mare parte cum am crescut foarte mult la început de stream și cum am reușit prin giveaway-uri, dar au fost giveaway-uri gândite, în sensul în care niciodată există acest concept în România, când a, uite, ai 200 de viewer, când ai ceva și apoi pleacă toată lumea. Dar exact acesta a fost reach-ul meu și exact asta am vrut să fac. Am vrut să, cum este, tu faci un anumit content, da, este exact ca o expoziție, tu faci un anumit content, dar nu ai cui să-l prezinți. Și atunci, făcând un giveaway, chiar dacă lumea vine doar pentru giveaway, ai șanse din aia să rămână. Să rămână, exact. E exact, gustă contentul în sine, gustă giveaway-ul clar care e foarte dulce, da, și apoi da, gustă contentul tău și spune, da, uite, ok, băiatul ăsta a făcut un giveaway, dar chiar e mișto, hai să-i dau un follow, mă mai uit la el să văd cum este și în continuare. Și asta pentru mine a avut succes, adică asta a fost... Da, funcționează, ce-i drept în România, da, chestia asta cu giveaway-ul. Da. Dar un sfat pentru... de viață, să zic așa. Un sfat, ce sfat ai avea? Sfat de viață. Aici e puțin mai greu. Probabil cel mai important e să aveți încredere în alegerile voastre și să nu vă pară rău de ce alegere ați făcut. Chiar dacă a fost bună sau rea, tot timpul e bine să înveți din greșeli și să încerci să vezi partea plină a paharului. Adică tot timpul, și cred că asta te menține mental foarte bine, tot timpul trebuie să vezi partea bună. Dacă, nu știu, pierzi, faci un deal, nu știu, bagi în stream, bagi 2000 de euro în calculator și de fapt puteai să iei un calculator de 1000 de euro, trebuie să vezi partea bună, ai un calculator mai frumos, ai un calculator mai bun, te ține mai mult, da, exact. Adică niciodată să nu vă demoralizați pe lucruri care oricum nu au un impact extrem de mare în viață, să spun așa, nu știu. Am înțeles. Bine, spune-ne unde te găsim. Mă găsiți peste tot. Peste tot, adică Twitch, Twitter, Facebook, Instagram mai nou. Da, Twitter-ul și Instagram-ul pentru mine sunt puțin mai dinozauri eu, așa, mă simt mai bătrân, având un copil. Twitter-ul nu prea e înțeles în România, nu prea folosit. A început să fie folosit din ce în ce mai mult, văd cel puțin jucători de League of Legends foarte mulți care încep să folosească, dar în mare parte mă găsiți pe facebook.com/IcemanLucky, pe twitch.tv/IcemanLucky, clar, acolo unde am și un program, acolo activez cel mai mult, pe Discord, discord.gg/IcemanLucky, cam peste o să pun toate linkurile oricum în descriere. Da, exact. Adică scrieți hashtag IcemanLucky sau căutați pe Google IcemanLucky și cam apare tot. Că mi-am găsit nickname-ul bun, să spun așa. Da, corect. Eu cu Gossip nu unic. Prea am fost inspirat. Da, exact. Bine, mersi mult că ai venit. Și ne vedem, o să încerc și să vin la Timișoara acolo. Chiar m-ai făcut curios. Sigur că da. Da. O să, deocamdată nu este nimic share-uit, să spun așa, nu este nimic public, dar se poate face, adică nu este nicio problemă, festivalul va fi acolo, este prima ediție și vrea să se crească în 2021, să se ajungă la un festival foarte mare, pentru că festivalul este făcut cu ocazia Timișoarei devenind, cum se numea, capitală europeană, okay, da, exact, a tineretului sau, da, în cauza asta. Bine, încheiem aici, ne vedem data viitoare. Mulțumim frumos, pa, pa! Pa, pa!